La nivelul județului Telorman, în primele 10 luni ale anului, Agenția Județeană a Finanțelor Publice a restituit contribuabililor TVA în valoare de peste 100 milioane de lei. Cele mai mari sume au fost rambursate la Alexandria, iar cele mai mici la Turnu Măgurele. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Telorman a rambursat contribuabililor în perioada ianuarie-octombrie a anului 2022, conform selecției naționale, TVA în valoare de 107,20 milioane lei. Defalcat pe unități teritoriale subordonate, situația se prezintă astfel. Structura de colectare a Alexandria a rambursat 33,53 milioane lei, Serviciul Fiscal Municipal Turnu Măgurele a restituit suma de 8,86 milioane lei, Serviciul Fiscal Municipal Roșior de Vede a restituit suma de 22,19 milioane lei, Biroul Contribuabil Mijlocii a restituit suma de 18,36 milioane lei, Serviciul Fiscal Orășenesc Zimnice a restituit suma de 11,79 milioane lei, iar Serviciul Fiscal Orășenesc Videle a restituit suma de 12,47 milioane lei. Firmele pot obține informații despre soluționarea de conturilor și online direct pe site-ul ANAF.